Eu când ieșeam la televizor și spuneam, voi distruge sistemul criminal, voi băga talgarii ăștia politici în pușcării pe viață, le voi confisca averile. E că cetățenii stăteau la dubiu, voi, dar usate ori să o facă, ori nu, unii dintre înșa, da? Dar că filat, plăhătniu, crestul, ăștia m-au crezut din prima zi. De asta și am fost, haideți să luăm pe bune. Spuneți, în 10 ani de zile, cine a fost lovit cel mai mult? Cu consecință, nu vorbesc doar mediatic. 2014, excluși din alegerile parlamentare, primul precedent în istoria Republicii Moldovenești. Imediat pornite vreo 10 dosare penale, pe mine și pe colegii mei. 2016, doar după 2 ani, se modifică vârsta pentru candidatul la funcție de președinte de la 35 la 40 de ani, usată să nu poată candida. Iar încă vreo 10 dosare penale, emisiuni televizate, filme, investigări și așa mai departe. Deoarece au avut frică și bine că o au și la moment, că eu cred că de data asta cetățenii de-am s-o trezit nu vor mai crede în povești, în spirituri și în toate cele care cumva au fost folosite contra mea.